Bună dimineața tuturor! Haideți să avem o zi bună, nu? E o decizie. Sau o așteptăm? Sigur, o să ne rugăm. Vreau decât să vă salut. E o decizie să avem o zi bună? Da. Sau este ce o plăni? Cum o fi, cum ne-o fi scris? E o decizie. E o decizie, indiferent că vin anumite lucruri, putem să le trecem cu bine, dacă decidem să avem o zi bună. În realitate, în mare măsură, viața noastră e constituită din alegeri. Din decizii înțelepte pe care să le luăm și pe care să le respectăm. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu și să-i cerem înțelepciune și ajutorul de care avem nevoie. Îți mulțumim Tatăl nostru pentru că primim cadou unei noi zile, suntem fericiți să putem să fim pe picioare, să gândim, să vorbim, să putem să privim, să auzim. Îți mulțumim pentru fiecare binecuvântare și pentru că am putut să dormim. Îți mulțumim pentru că ne pui în față posibilitatea de a trăi o nouă zi. Ajută să trăim frumos, dăruiește-ne putere ca să funcționăm corect cu principii drepte și corecte, te rugăm, ajută-ne, Doamne, ca să trupurile noastre și mințile noastre să rezoneze cu legile tale. Te rugăm să ne dai bucurie, pentru că fără bucurie e atât de rău să trăim, să ne dai un spirit de mulțumire și satisfacție, să ne dai entuziasm pentru trăim frumos și capacitatea să ne ridicăm deasupra încercărilor, indiferent cum ar fi acestea. Fii binecuvântat și lăudat în veci. Amin. Este o temă foarte valoroasă. Valoroasă pentru faptul că oamenii poartă poveri. Cum să te despovărezi? N-am să vă învăț cum să vă împovărați, pentru că știți lucrul acesta. Unii dintre dumneavoastră, probabil că sunteți experți să purtați în spinare multe poveri, de tot felul, nu? Vi se întunări grei, simți uneori sistemul nervos așa apăsat, parcă mintea obosită, confuză de tot purtat greutățile în spinare. Cu cât adăugăm mai multe poveri sistemului nervos, cu cât încercăm să ducem totul, cu atât lucrul acesta ne strivește. Poverile sunt constituite din foarte multe lucruri, să știți, adunăm multe lucruri care ne împovărează, care nu ne fac să stăm relaxați, care ne fac să sucumbăm la un moment dat, să fim striviți de ele. Cea mai mare povară pe care o poartă umanitatea este păcat. Fiecare lucru pe care îl facem împotriva legilor divine, este o povară care ne apasă un factor de stres. Noi numim stresul că muncim prea mult, că avem probleme la serviciu, mă rog, că ni se mai întâmplă ceva rău în familie sau în altă parte, ni se pare că ăștia sunt sursele de stres. Dar, în realitate, fiecare lucru rău pe care îl facem ne povărează conștiința. Nu suntem conștienți de lucrul acesta, dar povara există. Fiecare păcat e un factor de stres. O altă chestiune care o tragem după noi și e foarte grea, împovărătoare, este eul nostru, care deseori e ciudat, care deseori e răutăcios, care deseori e egocentric și chestia asta ne chinuie foarte mult. În realitate, noi ne chinuim pe noi înșine destul de mult și tragem după noi deformitățile astea de caracter. Gândiți-vă, spre exemplu, dacă ești supărăcios. Cât de mult suferi? Ce povere ai mereu, nu? În sistemul nervos, într-una, mintea ți este agitată. Dar dacă ești invidios, cum te simți? Ești în gardă mereu. Ești în gardă mereu și mă rog, nu poți să dormi bine dacă ai resentimentă, dacă ai ranchiună, dacă ai spiritul ăsta de concurență, ești într-o luptă, într-o frământare continuă. În realitate, fiecare trăsătură rea și fiecare păcat te împovărează. Cu cât scăpăm, ne schimbăm și suntem un alt tip de oameni, cu atât în realitate nu mai ducem acest stres în interior. Când Dumnezeu spune că vrea să ne libereze de euul nostru personal și ne vrea să ne libereze de păcat, în realitate nu este nimic ce aduce cea mai relaxantă viață, cea mai fericită și mai bună viață. Priviți, Biblia descrie starea unui om împovărat de păcat.
Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu. Asta înseamnă că sunt apasă, plină. Ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. O greutate, observați, pe care el a realizat-o. În Psalmul 32, ferice de cel cu fără de legea iertată. Asta înseamnă că e fericit omul care are păcatele iertate. Și de cel cu păcatul acoperit, ferice de omul căruia nu îi ține în seamă Domnul nelegiuirea și în Duhul căruia nu e viitul mie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga, energia, vitalitatea, cum se usucă pământul de seceta vere, cât timp a tăcut și era cu păcatele, conștiința împovărată, nu-ți dă pace. Atunci s-a mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis. Ce înseamnă am zis? Am decis, nu? Am luat o hotărâre. Îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om să se roage ție la vreme potrivită și chiar dacă s-ar vărsa pe moarte, el nu-l vor atinge deloc. Câtă vreme am tăcut și am stat cu păcatele grămadă asupra mea, câtă vreme eram sub simțământul vinovăției, mă apăsam și mi se usca sufletul. Nu eram pur și simplu presat. Eram fără vlagă. Dar când a luat decizia și a spus, gata, mărturisesc păcatele, în momentul acela ce spune? A fost invadat de bucurie. El a știut că a fost iertat, a primit iertare. Iar iertarea este ceva care îți aduce eliberare, îți aduce ușurare. Pur și simplu te eliberează de ceva și de vinovăție și de greutate. O altă problemă care ne apasă, lângă păcate, pe lângă euul nostru, ciudat, sucit, răutăcios, mai este și povara de a rezolva problemele vieții, de a găsi tu soluții, de a te descurca într-o lume extrem de instabilă și nesigură. E un alt sac greu care îl purtăm, nu? Tot mereu sistemul nervos, cum se rezolvă? Dar de ce? Cum se face? Cum se face? Doamne, dar ce se întâmplă? De ce nu? Iese așa. Și îmi spunea, era un avertisment, luați seama la voinicilor. Deci uitați-vă la viața voastră, la felul vostru de viață, care nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu să-ți facă inima grea, să-ți se îngreuie. Inima înseamnă să deveni grea. Și cu împrigionările vieții acestea, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Asta înseamnă că ți se poate face cu îngrijorări viața grea, inima grea. Nu? Ți se îngrămiază. Luați seama că nu cumva să ajungi în această situație în care viața să fie îngrăuiată de atâtea îngrijorări. Omule, nu te mai îngrijora atâta. Învață să mergi cu altă linie, să te bazezi pe Dumnezeu, să stai liniștit și El să te ajute să rezolvi problemele în felul în care El îți deschide oportunități și căi de rezolvare. În felul acesta suntem împovărați. Nu mai știm ce să facem. Suntem atât de depresați. Apostolul Pavel ne spune ca să preîntâmpine stilul ăsta de viață apăsător, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cere cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Observați? Versetul acesta de la 7 este rezultatul. Nu, aici mi se spune ce să facem. Nu vă îngrijorați ce să facem de nimic. Dar vin probleme, nu? Când vin problemele, mi se spune ci în orice lucru care vine peste tine, de orice, în orice segment al vieții, aduceți cererile voastre. Problema transformă în ce? Într-un act de credință prin rugăciune. Îi spui lui Dumnezeu, uite, asta mi se întâmplă, uite, asta este. Și apoi te încrezi în El, după ce îi faci rugăciuni și ceri cu mulțumire, asta înseamnă că deja îi mulțumești că El a luat cu siguranță în mână lucrul acela care îi l-ai dat. Îi și mulțumesc, Doamne, sunt sigur că Tu o să-L rezolvi mai bine decât aș fi în stare să-L fac. Și atunci ce se întâmplă? Când faci așa, dar cu credință, un act al credinței și pacea lui Dumnezeu, ce va face? Vă va păzi gândurile și inimile în Hristos Iisus. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de... Ce înseamnă de a arunca?
putut să spună mai delicat verbul și puneți asupra lui. Și ăsta e frumos, al pune asupra lui. A aruncat, când am o coamă. A scăpat cu ceva. Este și a scăpat, dar a aruncat. A aruncat. Asta înseamnă aruncat. Propulsat cu putere de la tine. Nu înseamnă așa. Asta nu este, asta înseamnă a pune. A pune chiar delicat. Nu? A arunca înseamnă chiar a te desprinde rapid de ele, da? Încercați, v-am spus, să scrieți pe o hârtie. Faceți tema acasă în seara asta. Nu? Scrieți cele mai mari îngrijorări, păstați un pic așa cu rugăciune și cu meditație, că îi face bine omului să-și limpezească mintea. Și scrieți acolo, uite, la capitolul ăsta chiar am așa inima strânsă. Asta, mi-e frică că mă îmbolnăvesc, mi-e frică că nu ajung la pensie, mi-e frică că nu mă descurc cu familia, mi-e frică că o să mă dea afară, mi-e frică că mă îmbolnăvesc de nu știu ce boală și nu mai pot să fac față vieții, mi-e frică de nu știu ce, că ce o să facă copiii sau nu știu ce, scrie-le acolo. Apoi, transformă-le în rugăciune, așa cum spune, strânge foaia aia, motorolește-o și aruncă-o. Dar în momentul când ai aruncat-o de la tine, gândește-te să se desprindă realmente, să nu fie doar un act, o jucărie, da? Spune aruncați. Aruncați. Asta înseamnă ca să chiar să ne desprindem rapid de ele. Un alt lucru care este pe noi ca o povară, e o concepție greșită că nu știu ce să schimbăm noi, o să purtăm lumea în spirale și să facem tot felul de lucruri mari. Observați, asta a fost mai ales un om de inițiativă și un om foarte inteligent și toți care avem așa un pic, mai suntem dotați de Dumnezeu cu capacități, zicem că vrem să răsturnăm lumea, nu? Și chiar credem, în parte din viață, credem că putem să o răsturnăm. Am făcut lucruri mari, nu? Și ne întindem la ce ne întindem? Spuneți dumneavoastră, la ce ne întindem? Ne plac nouă lucrurile mici? Mic și puțin? Nu! Simțim așa vlagă în noi și inteligență și asta face lucruri mari, pe planul mari ne întinde. Dar ăștia mari, între noi fie vorba, ăștia mari îți mănâncă foarte mult din sistemul nervos, din vlagă. Știți ce înseamnă să ții sub control nu știu câte chestii, nu? Case, afaceri, probleme, putare, fiecare lucrușor, cu cât e mai mare tendință, are nevoie ăla de îngrijire, de reparare, de oameni, de... Dacă ar fi să înșirăm cât face o singură chestie la o casă, un pic mai mare să faci, ați văzut că muncești la ea. Câți oameni, ce echipă, în ce materiale, bă, nu merg ăștia, du-te la ea. Asta înseamnă ce? Poveri, de asta fi băgat în nu știu câte afaceri și nu știu câte lucruri, din ce ți se întâmplă. În timp ce ți se întâmplă, am avut lucruri mari. Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă, la lucrurile, la toate lucrurile pe care le făcusem și la, ce spune, trud. Știți ce-i trud? E muncă grea, de-asta obositoare. De-asta extenuantă, de-asta care te suge de energie și te lasă parcă lat de tot, de nu mai poți să faci nimic. Am văzut că în toate era numai deșertăciune și goană după vânt. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde. Traducerea ar fi de la disperare. Am ajuns să-mi fac inima să dispere. Observați ce l-a dus la disperare? L-a apucat o mare deznădejde. Când a văzut, știi ce a făcut? Cât s-a trudit, cât s-a chinuit și că în realitatea asta n-a făcut decât să-l obosească, să-l extenueze fără nicio valoare. Cam așa suntem, nu? Cu... Nu, ceva de genul ăsta, nu? Vrem să ținem un echilibru, să ducem ceva de genul ăsta, suntem mici. Ce e omul să bagi în seamă? Știți că spune Biblia. Ajunge. Într-adevăr, Dumnezeu poate să facă din el și să lucreze prin el, dar nu el singur. Puterea lui Dumnezeu să-l miște. Că Dumnezeu e mare. Păi suntem mici. Puterea lui Dumnezeu e infinită. El ține creația. A creat tot Universul și îl ține în ființă, nu? Cunoaște toate lucrurile, fără să obosească. Așa se crede despre Dumnezeu. Acela care nu oste, nu ostenește. Nu obosim. Noi obosim de ne este. Nu am văzut în momente în care nu mai gândește lucid mintea. Simt nevoia să oprești de tot. O, Doamne! Și ar trebui
Știi ce spune David? Și era rege. Gândiți-vă că un rege are multe pe cap, nu când conduce o națiune, un rege bun, mai ales responsabil, nu? Eu nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari pentru mine. Vă aduceți aminte? Dimpotrivă, sufletul este liniștit și potolit ca unui copil înțărcat care stă lângă mama lui. Era regele David. Conducea o națiune, poporul lui Dumnezeu, și el spune că nu se îndelenicește cu lucruri mari, prea înalte pentru el și prea mari pentru el, ci potrivă, el e foarte liniștit, ca un copil înțărcat. Știi cum el a înțărcat lângă maică sa? Tânjește că nu-i mai drept, așa o ține de poală. Nu, să ține și el acolo și lăguț, așa, știi, poate nu, ar vrea să-i mai da și lui un pic lăptic, nu? Cam așa spunea el că are atitudinea, nu că nu o purta responsabilități, dar nu credea că în sistemul rost el trebuie să se zbată, nu? Mai este și povara mântuirii și grijii celor din familie. Ce face mama, ce face tata, ce fac copiii, ce fac cu tare. Ăia nu se descurcă, ăia nu mai știu ce, ăla este pierdut, că nu iubește pe Dumnezeu, uite ce denumități face. Și așa mai departe. Și pe ăștia le porți, până ajunge la un moment dat, am văzut oameni care s-au aproape și-au ieșit din minți pentru faptul că nu-i vedeau pe ceilalți așa cum doreau ei să-i vadă. E bine ca să te rogi pentru ceilalți. E un lucru foarte bun și ar trebui să facem lucrul acesta. Dar n-ar trebui să putem noi povara aceasta. Pentru că ne strobești, nu suntem în stare să-i mântuim noi, să nu credeți că noi mântuim pe oameni, nici pe cei de lângă noi. Nici pe noi nu ne mântuim propriu zis, ne deschidem ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Ajungem chiar să purtăm casele noastre în spinare, nu? Noi zicem că ținem totul în spinare. În realitate, uitați-ne de poartă în spinare. În realitate, Dumnezeu îți poartă continuă o grijă de viața ta și te susține. Voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, ascultați-mă. Așa trebuie să ne gândim la Dumnezeu. Asta e realitatea. Să ștergem ideile alea fantastice și eronate că noi purtăm în spinare ceva. Suntem purtați de când de la obârșie înseamnă de când am deschis noi ochii. V-am purtat pe umăr de la nașterea voastră până la bătrânețea voastră voi fi același. Până la cărântățile voastre vă voi sprijini, v-am purtat, tot vreau să vă mai pot să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. În spinare, zice că ne duce și că nu s-a săturat de noi și dacă vom avea încredere în El, ce va face? Ne va duce până la capăt. Cel mai bun lucru este să te despovărezi instantaneu. Să nu lași mult. Orice greutate care vine și te presează. Nu purta nici măcar o zi. Bine ați venit. Nu purta nici măcar o zi o povară. Nu zic luni de zile sau ani de zile. Unii suntem cu aceeași chestiune de ani de zile povărați. Cum apare și o conștientizezi că e ceva care te presează? Ceva care îți obosește sistemul nervos? Un factor de apăsare? Transformă-l într-un act de rugăciune a credinței și pune la Dumnezeu, pune pe Dumnezeu. Asta înseamnă despovărare aproape instantanee. A venit problema, mecanismul credinței ar trebui să fie atât de vioi, atât de conștientizat, încât imediat să o faci. Acum mă confrunt cu o problemă. În fiecare zi vin probleme. Sigur, trăim într-o lume complicată. Suntem asediați. Viața e constituită ca să fie tot mai complicată, ca oamenii să-și iasă din minți. Și asta se și întâmplă. Nu? Nu că nu avem probleme, ci știm să le gestionăm în altfel. Cum a venit, Doamne, uite și asta mi se întâmplă, dar Tu poți să faci lucrul acesta. Ți-o predau ție și te rog să-mi dai atitudinea potrivită la timpul potrivit, în felul în care vrei Tu să răspund. Gata! Și nu mai porți. Iarăși te frămânți. I-ai dat-o și aștepți inspirație continuă știind că El va lucra. Și îți va deschide și căi și oportunități și viziune și să știi. Dar nu mai porți. În momentul când tot o porți, înseamnă că Tu ești la pupitru și conduci toate lucrurile și nu o să poți. La un moment dat o să te presezi atât de tare. Deci imediat aleargă la rugăciune. Cum a apărut? Instantaneu, cum ai văzut că e o problemă. Uneori nu o vedem ca o problemă, că sunt unele lucruri cu care suntem atât de comuni în ceea ce privește lucrul cu ele, încât nu le vedem că sunt reale probleme. Predei Domnului greutatea.
vrei să fie o predare reală, efectivă, să pleci fără de sagii care îi poți la spinare. Uitați ce experimentase David. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă. Observați, dacă nu i-a purtat povara, întrebarea de bun simț nu este, nu credeți că vrea să vă poartă poverile și dumneavoastră? Aveți poveri? Aveți poveri? Da? Sigur că aveți poveri, nu? Atunci, dacă nu i-a purtat zilnic, adică în fiecare zi, Dumnezeu îi purta greutățile, n-ar vrea și El, n-ar vrea să ne le poarte și nouă. Problema vom avea, nu ai credință că Dumnezeu poate chiar mie să-mi poarte poverile? Uitați ce ne cheamă Mântuitorul, veniți la mine toți care sunteți sudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră, zice să tragem cu el la jug împreună. Noi suntem boul mic, așa. Suntem și noi acolo, e decât jugul, dar știți cine trage greutatea? Noi trebuie să mergem cu el acolo. Greutatea pe el cade. Dar mergem la pas cu el. Veniți la mine și el promite că vă voi da o odihnă. Știți ce odihnă? E o mare binecuvântare. Să fii continuu în odihnă cu Dumnezeu. Este ideal ca despovărarea să fie imediat după ce ai realizat că ceva te împovărează. În felul ăsta e scutit de efectul deprimant și zdrobitor al acelei poveri. Asta e o lecție foarte valoroasă ca să știi instantaneu, să conștientizăm. Trebuie imediat că la un moment dat suntem atât de stresați încât nu ne dăm seama în ce hal ajungem. Știți, stresul ăsta, la un moment dat cronic, te privează de luciditate, de capacitatea de a mai discerne. Lucrezi ca un robot, nu știi ce ți se întâmplă. Trebuie să învățăm cum vine ceva și ne apasă, gata. Ne descotorosim prin credință. Doamne, ia-o Tu, poartă Tu, învață-mă Tu și mă predau. Sunt liniștit în mâna Ta, Tu lucrează. Popoare! Observați, un apel la câți oameni? Toate națiunile, cu alte cuvinte, națiuni întregi, ascultați, în orice vreme, încredeți-vă în El și vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. A ști ce înseamnă a vărsa. Am învățat ce înseamnă să arunci. Dar a vărsa. Gândiți-vă un recipient, un pahar, cu care? Cu un lichid și o? Golești. O golești. Goliți-vă. Vărsați-vă inimile înseamnă pune Lui Dumnezeu tot ce ai acolo, Doamne. Și lasă-i-le acolo, nu le lua, că unele rugăciuni sunt total ineficiente pentru că nu sunt însoțite de credință, sunt vorbe. Doamne, ne încredințăm în mâna Ta, e una dintre tipicele expresii care se folosesc în religii. Ne încredințăm sau îți predăm ție, dar nu-i predai nimic. În realitate e joc de vorbe, zici că îți predăm ție cu tare lucru, dar când ai plecat, tu ești tot împovărat sub presiune. N-ai predat nimic. Realmente trebuie să fie o predare. Știi că i le-ai dat, ești conștient că le-a luat și știi că nu mai sunt la tine. Iar Dumnezeu îți dă inspirație, ajutorul îți deschide căi și tu stai liniștit, vezi cum lucrează Dumnezeu prin tine și prin alții și prin alte mijloace care sunt nebăzuite, da? Dar nu tu porți în sistemul nervos. Vărsați-vă inimile, faceți lucrul acesta. Mi-e frică că nu mă fac bine, mi-e frică că mă îmbolnăvesc de nu mai pot să merg, mi-e frică că cine știe ce se întâmplă, că moare cineva din familie, mi-e frică de nu știu ce. Sunt îngrijorat că nu o să mai pot să mă descurc, uite, dacă nu mai fac nu știu câte lucruri, nu? Varsă-le. Varsă-le și nu le mai lua. Când le-ai dat, fă o dată inteligent lucrul acesta, o credință inteligentă. Suntem chemați să le predăm lui Dumnezeu și, bineînțeles, mai ales în fiecare seară, să știți. Eu zic, nu în fiecare seară, zic instantaneu, cum a apărut o problemă în viața de fiecare zi. În momentul acela, nu trebuie să pleci pe genunchi, ești chiar și pe drum. Ești oriunde, mintea trebuie să predea, să se despovăreze. Dar seara ai timp ca să revizuiești toată ziua. Așa zice, mâniați-vă și nu păcătui, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați grijă diavolului. Resentimente. Uneori suntem împovărași de resentimente. Cineva nu te agrează. Ai conflicte mereu. Te apasă, nu? Te apasă lucrul acesta. Nu dormi bine. Spune să nu apună soarele. Înainte de a se încheia ziua, dă-i drumul ăla, ca inima să-ți fie liberă. Dormi, omule, liniștit, ca un copil.
Dorm liniștit și bucuros ca un copil. Dă-i în fiecare seară, seara să fie ocazia în care poverile gata. Nu le lași în sistemul nervos. Fiecare lucru le-ai predat și dorm liniștit. Multe insomniu sunt altceva decât împovărări. Ești sub presiunea unor gânduri care nu-ți dau pace? Predere, predere. Și atunci, bineînțeles, o să experimenteze eliberarea, prieteni. Am învățat despovărarea? Să practicăm despovărarea și să fim oameni liberi, ușori, nu? Cu bucurie. Cine va face lucrul acesta va ști despre ce, despre ce este vorba și va trăi o viață senină și bucuroasă, chiar dacă are multe, multe necazuri și multe probleme. Pentru că Dumnezeu va fi acela care zilnic îi poartă povara. Și vă spun sincer, Dumnezeu o poate purta fără să o obosească. El stare, problemele noastre care sunt mari pentru El sunt nimicuri, e în stare să le gestioneze. Cum gestionează Universul, va gestiona încă o viață mititică, cu câteva nevoi și câteva problemuțe, da? Dumnezeu are înțelepciune și are putere și resurse. Să ne bazăm pe El. Amin.